București, Știința Timișoara, în tricolor închise și Progresul București în finala Cupei Republicii Populare Române. 1 dintre rarele momente când știința a atacat cu întreaga înaintare a decis soarta jocului. Ultimele minute de joc găsesc aproape întreaga echipă Progresul în fața porții timișorenilor, dar egalarea n-a fost obținută. Astfel, Știința Timișoara își înscrie pentru prima oară numele printre câștigătoarele Cupei Republicii Populare Române.